Trovanții de la Bozioru, obiectiv cunoscut și drept Babele de la Ulmet, constituie una dintre cărțile de vizită ale Geoparcului UNESCO, Ținutul Buzăului. Din păcate, doi dintre trovanți se află în pericol de prăbușire. Precipitațiile căzute în ultima perioadă au accelerat fenomenul, săpând la partea inferioară a rocilor. După ce a primit sesizări de la Asociația Ținutul Buzăului, dar și de la vizitatorii care au ajuns la Bozioru, președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, anunță că o primă măsură luată împreună cu Primăria Bozioru a fost aceea ca traseul turistic să fie deviat pentru a împiedica accesul direct la zona amenințată de prăvălirea rocilor masive. Este o problemă acolo. Există riscul ca doi dintre trovanți există posibilitatea ca, să se surpe, să dărame, să așa, tocmai de-aia, chiar dacă nu este legal, dacă aș vrea să mă spăl pe mâini, datoria noastră că acolo sunt pe raza comunei, Bozioru, dar bineînțeles ca noi, ca autoritate județeană, ca și membri ai ADI-ului, Geoparcul Ținutul Buzăului, am luat măsurile necesare. În primul rând, am schimbat traseul ca să am pus semnele respective și am spus, am schimbat că va urma, ca să oamenii să găsească o altă cale ca să viziteze zona respectivă. Autoritățile județene au mai precizat că au cerut ajutorul unor specialiști pentru consolidare, așa încât obiectivul turistic să fie salvat, iar siguranța vizitatorilor să nu fie pusă în pericol. Noi trebuie să vorbim cu niște specialiști, nu putem noi să venim. Asta v-am să vă întreb, dacă urmează vreo expertiză? Ba da, neapărat s-a luat legătura, trebuie să vină niște ingineri sau un inginer, 2-3, depinde cât. Structuriști, în general, trebuie să fie, că nu se umblă la chestia geologică, de să vadă cum și în ce fel. Soluția trebuie găsită de niște specialiști care sunt, dacă vreți, și în calculul de rezistență. Pentru cum se înclină, ce trebuie să-i faci. Dar care ar fi cauzele? Păi, cauzele sunt simple, sunt naturale, eroziune, vânt și așa mai departe, mișcări tectonice. În același context, autoritățile județene atrag atenția vizitatorilor care ajung la trovanții de la Ulmet să evite să se mai apropie de rocile masive, să nu se mai sprijine de ele și mai ales să nu se mai urce pe formațiunile geologice.